pentru un moment de comemorare al unui prieten. Ne-am despărțit cu toții la sfârșitul anului de acel care a fost Dimitru Covalciuc. A fost, chiar nu vreau să folosesc cuvinte patetice, a fost unul dintre noi și în același timp, eu cred că timpul va demonstra că a fost unul din cei mai de valoare români, reprezentanța neamului nostru, care a, prin munca sa, a întotdeauna a făcut ca neamul nostru să prospere, ca istoria noastră să fie restituită nouă și prin această istorie descoperită de el, prin arhive, prin manuscrise, să ne vedem într-o câtva, să ne vedem viitorul. De grabă se vor întâlni 40 de zile când biserica și credința noastră, deci afirmă și așa și este, că sufletul omului trecut în eternitate încă se mai se află între noi, și anume această perioadă este lăsată pentru ca noi toți care v-am așa cei apropiați, familia și acei care au cunoscut, să ne rugăm pentru mântuirea Lui și de aceea, în primul rând, familia ne-a invitat astăzi să ne amintim de Dimitru Covalciuc. Eu deschid această mică adunare simbolică de comemorare. Bineînțeles că fiecare putem vorbi, dar vă îndemn să fim poate mai scurți și când ne vom întoarce acasă să așternem pe hârtie ceea ce vrem noi să spunem despre Dimitru Covalciuc, că oricum se va găsi persoana care o să editeze proiecte. Doar vreau să spun doar un lucru. Memoria lui Dimitru Covalciuc e păstrată intact, așa cum a fost el o personalitate unică, deosebită. Mă bucur faptul că fiii lui sunt dispuși să continuă ceea ce a făcut, ceea ce a început, ce a făcut tata, mai ales Ciprian, care la ora actuală rămâne în Cernăuț și rămâne ca și moștenitorul bibliotecii și, de ce nu, cu timpul, cum fac o paralelă, cum este Biblioteca Municipală Dobreanski, poate să intervenim și cu timpul să apară și Biblioteca Municipală Dumitru Covalciuc. Deci, proiecte cred că sunt multe. Important e faptul că eu văd în acest tânăr cu care mi-a fost, de exemplu, mi-a fost coleg o perioadă la Gazeta de Hertz, am lucrat împreună, este pregătit, are studii la Timișoara, deci studii bune, este și principal că este dornic să păstreze această moștenire. Iar noi, cei care dorim să rămânem prietenii lui Dimitru Covalciuc, să-l ajutăm pe el și chiar uneori să facem așa ce va spune el. Eu vreau să anunț deschis această, nu vreau să numesc manifestare, această întâlnire. Am onoarea să prezint astăzi pe domnul ministru consilier Ion Ivan, cu doamna Mioara. Mulțumim că ați... Vreau să spun că instituția a statului român, diplomatică statului român, a fost din primele clipe în aceste momente grele cu familia, în primul rând. Vreau să mai menționez faptul că am avut ocazia să fiu la Iași cu formalitățile diverse societăți din Iași, bucovenieni, care deși era sărbătoare, pentru că dacă nu era cu sărbătoare de Crăciun, cred că situația era poate mult mai ușor de rezolvat și... Dar ei s-au, prin telefoane, au adunat niște mijloace și au contribuit și ei la momentul acestei organizatorice. Vreau să numesc și domnul Constantin Chirilă, doamna Rita Moșu, Ginta Latină, cei care sunt din la Societatea pentru Cultura și Cultura Română în Bucovina, care se află în Iași. Deci,
toți, deși Iași mai era o situație tragică, cu dispariția tot a unui bucovenean, Bogdan Malion, care era directorul Bibliotecii Eminescu și original din Iordănești. Deci, de asemenea, ea și această veste că Dumitru Covanciuc a trecut interpretatea nume la Iași și în așa, într-un fel, în ghilimele, s-a îndeplinit dorința lui de a muri în România. Eu vreau să ofer cuvântul domnului Ionel Ivan cu